În momentul în care vin și spun niște lucruri total greșit față de cum s-au întâmplat, la tine mă uit, Cezar, atunci, normal că datoria mea de host și a noastră de producători este să venim să restabilim adevărul. Ieri am fost foarte simpatică și am venit de la pădure, de la proba noastră, cu Ana, George, tu și Elena, am venit și am spus, toată lumea a luptat, a făcut frumos, așa. N-am vrut ieri, pentru că mi s-a părut că așa e frumos din partea mea, să explic ce s-a întâmplat de fapt la probă. N-am spus nimănui. Și știi bine la ce mă refer. A, și am felicitat echipa câștigătoare și au luat premiu și am continuat viața și munca. Tu de atunci și până azi ai umplut casa de o poveste care nu are legătură cu realitatea. Nu cred. Tu mi-ai zis că sunt 3 avertismente și n-am făcut atâtea. Crede-mă, am făcut 8 kg jumate de găleată, cum necum, și am ajuns. Și după aia la kilograme am fost mai sus. Că reguli, că avertismente, că nu știu ce, și m-a luat capul. Întreabă că am făcut urât. Da, am făcut foarte urât. M-am ofticat rău de tot, Noi, în această emisiune, nu ținem cu nimeni. Noi nu ne permitem, în fața publicului ProTV, să apărăm cu o situație care e măsluită pe undeva ca să iasă ăia, să câștigi. Nu putem așa ceva. Ieri, la filmare, în protestele domnului Oatu, i-am propus să ne uităm la casetă împreună, la locul de filmare, să vadă dacă am avut noi sau el dreptate. Am fost refuzați vehement, chiar violent, verbal, aș spune. Am trecut și peste asta, am continuat proba, am împăcat taberele, a fost ok, a înțeles, credeam. Astăzi am aflat că n-a înțeles nimic și că a venit cu tot o altă poveste. Ai apreciat că am venit în casă și n-am zis nimic? Pentru că am crezut că și tu apreciezi și nu mai povestești. Nu cred că am bârfit pe nimeni. Doar încă am rămas cu ideea că mi-aș fi dorit să câștig și să lupt până la capă, să muș din pământul ăla. Dar le-ai spus oamenilor ăstora că ai trișat de 3 ori, că n-ai respectat regulamentul de 3 ori? Îți jur pe Dumnezeu aici, în fața camerelor. Nu mă interesează. Ascultă-mă, nu suntem la nivelul de jurat pe Dumnezeu. Ascultă-mă pentru ultima dată. E penibil să mă acuzi. Vorbești cu Mihai Radu. Okay. Eu sunt o persoană destul de normală la cap. Nu vreau să mă aud asta cu jur pe Dumnezeu, pentru că este o blasfemie. Termină cu asta. Vorbim între oameni normal. Bun. Fără jurat pe Dumnezeu, pe copii și pe nu știu ce. Da, nu mă acuzați. Nu mă acuzați că n-am făcut o chestie voită să greșesc. Eu așa am înțeles. Erau mici detalii pe care eu probabil nu le-am înțeles. Cu chestia cu mâna. Dar nu le-ai înțeles nici când eu strigam la tine, nu mai pune mâna să iei noroiul de jos. De 3 ori am strigat. Mai citesc o dată a doua frază de la regulile, printate ieri, filmate, trase. Nu aveți voie să recuperați noroiul căzut pe jos în niciun moment al probii. Și acum o să vă arăt ce face Cezar. Atenți! Una, prima greșeală și zic, n-avea voie să facă așa ceva. Dar era prima, da? Din 3. Prima. Uitați-vă la Cezar. 2. Doi, și zic, și ultima tură în care zic a 7-a oară, dar nu mai puteam să mai urlu, uitați-vă un pic. Uite. Și am auzit pe mine, n-ai voie, e ultima greșeală. N-am înțeles-o aia. I-am crezut că odată ce sunt pe platformă, pot să... n-am înțeles. Ați înțeles despre ce vorbim? S-a văzut clar că el a tot pus, deci a avut el 3 greșeli și am avut Elena încă 2 greșeli că s-a dus, i-a aruncat pe muntul de undeva înainte să vină pe acea mică platformă. Iar eu cu Ana... N-am făcut chiar nicio greșeală, pentru că nu am mers pe furat, am mers pe hai să facem cât mai repede și cât mai bine. Eu au creat un avantaj în ultima tură sau în ultimele 2 ture, pentru că au luat tot ce era de pe jos și au pus în galeată. Scuze încă o dată. E ok,